I-ai dat drumul la treabă? Bine ați venit la Stax TV, material car review, de data asta, cu TADA! Nu trebuie să mai zic eu ce e, că se vede. Scrie aici H de la Honda, Type-R de la Type-R și Civic, că e Civic, scrie și pe ușă oricum Type-R. Vede toată lumea, nu este nicio problemă. O avem, am testat-o, am mers cu ea, ne-am spus părerea, am fost și pro și contra, ne-am certat, am discutat, am fost la întâlnirea Brutal Stax, au venit băieții, s-au uitat, au analizat, au tras de materiale, de tot. Băi, tot ok, e țiplă, aia e bine, aia nu e bine, ce face priza de aer, unde se duce aia? Am avut atât de multe discuții pentru această mașină controversată din punctul meu de vedere, controversată din punct de vedere al designului, controversată din punct de vedere al timpilor publicați de la Nürburgring. Știți foarte bine că tot timpul proprietarii de Honda sunt altceva și au fost tot felul de discuții care noi le-am sintetizat, am reușit să le sintetizăm în acest episod. Și o să începem spunând că mașina este echipată cu un motor de 2 litri, turbo și VTEC, Honda Power, ce dezvoltă undeva la 320 de cai putere, 400 de Nm și dezvoltând o viteză maximă de 272 de km la oră. Ești nebun la cap, 272 merge mașina. Începem cu partea față și nu o să discut deloc despre design, pentru că, repet, nu sunt în măsură să spun ce e bine și ce nu. Avem faruri cu LED, daylight, ce are toată lumea, design agresiv în față, spoiler, prelungire, imitație de carbon, grile fake, proiectoare, negru lucios, roșu, tot ce trebuie. Prize de aer în bară, designul spectaculos, agresiv, nu știu, fiecare poate să-și spună părerea aici într-un coment pe YouTube. Ce părere aveți voi despre partea frontală a noua Honda Civic Type-R? Până să mergem la partea din spate să facem testul căruțului la portbagaj, hai să vedem ce ascunde și sub capotă. Atenție! S-a deschis. Băi, nu trebuie să filmezi asta, că nu nimerezi niciodată siguranța aia. Haț! Am fost rapid. Băț! Băț pentru că racing. Earth Dreams Technology. Nu știu ce înseamnă, dar jur că face miracole la ceea ce simți atunci când conduci mașina asta, mai ales în viraje. Ăsta este motorul de 2 litri, supraalimentat, cu turbină, nu puneți mânuța că faceți cartofi prăjiți, roșu, negru, carbon, ce mai vrei. Hai să vedem spatele sau interiorul, ce vrea să filmăm acum? Nu știi? Hai să vedem spatele, că ăsta, eu tot timpul când am parcat mașina, am parcat-o numai cu spatele, niciodată cu fața, știi? Nu știu de ce, dar hai să-l vedem. Arată puțin ca fața, dar e cu roșu, deci e clar din spate. Iarăși nu discut, avem difuzoare, tipsuri, 3 la număr. Iarăși mă abțin, nu comentez. Eleroane peste eleroane, am avut și eu un Ford Escort și m-am dus, Ford Escort XR3 am avut, fii atent. Și avea un eleron de cauciuc și fiind copil am luat alocația, m-am întâlnit, zice mi-au de bani ăștia, mi-au un eleron și un filtru sport. Și mi-au luat un eleron, bum, ăsta e, dar îl vreau, cât costă? Da. Și l-am luat și l-am pus pe mașină. S-a potrivit perfect pe stela de cauciuc. Cred că așa au făcut și băieții de la Honda. În sfârșit, n-are importanță. Avem un portbagaj de 420 de litri. Vi-l și arăt. Se deschide de aici. Foarte frumos. Ta-da! Testul căruțului. Mare atenție. Mă întorc imediat în cadru. Ori e căruțul mai greu, ori sunt eu mai obosit. Ta-da! Nu mă, că nu-l arunc. Intră. E ok. Nu? Bine, mă. Are un loc aici special decupat ca să intre. Și uite, a intrat și dacă te deranjează că sunt oameni curioși care se uită la tine în portbagaj, poți să tragi chestia asta în stilul Honda. Invers decât e la toată lumea. Apeși pe buton și portbagajul se închide. Nu, eleronul nu tremură, așa face el. Ok, bun. A intrat căruțul, 420 de litri, dotată cu ștergător, tot ce vrei. Difuzoare, senzori, tipsuri, totul este perfect. Mai puțin că ăsta nu e carbon. Atât. În rest,
impecabil. Ah, și avem și aici sus tot așa niște elemente aerodinamice care fac aerul să vină, să împingă, să să stea spat. Mă, nu știu ce fac, dar mașina merge tare rău de tot. Hai să vedem și interiorul, că și aici e de discutat. Fața de ușă avem aici un plastic moale, la atingere o imitație de carbon, un trim roșu, piele întoarsă, butoanele geamurilor electrice, oglinzi. Volanul, v-am spus, multifuncțional, cu butoanele astea pe care eu nu le îndrăgesc foarte tare ca și material, dar asta nu înseamnă că nu sunt calitative. Display-ul care este complet digital. Aici avem și navigația, nu știu cât reușim să aprindem acum din butoane și câte lucruri se văd. Dar aici avem infotainmentul cu butoanele pentru climatronic și toată lumea face aceeași greșeală ca și mine, că m-am urcat în mașină, era o melodie bună, am vrut să dau mai tare, am umblat la gradele setate pentru climă în loc să selectez volumul afișat pe display. Frâna de mână care din păcate lipsește pe modul clasic și racing al mașinii, o avem la buton, ați auzit-o. Avem și cotiera reglabilă, avem aici o cotieră foarte adâncă, multifuncțională, reglabilă pentru pahare, pentru sticle, foarte încăpătoare. Și plăcuța Type-R, unde ni se spune că noi ne aflăm în mașina cu numărul 25630. Mi-ar fi plăcut ca plăcuța asta să mai conțină puține informații, adică 25630 din câte? Că e și asta foarte important. Și switch-ul modurilor de condus, unde putem să selecta modul de condus din Comfort, Sport și Air Plus. Schimbătorul de viteze foarte bine etajat și poziționat, oglinda heliomat automat, lumini ingenioase, scaunele Recaro roșii cu inscripția Type-R, cu o susținere laterală foarte bună și centuri roșii. Sportiv în față, aș putea spune. Ar fi interesant să vedem și în spate. Tada! Mare atenție! Scaunul șoferului este reglat pentru mine și nu este în varianta sport, este în varianta tolănit. Eu am 1,87 sau aveam ultima dată la ultima măsurare și uite cât loc mai am. Să nu discutăm de scaunul din dreapta, care e mult mai în față. Deci spațiu pentru persoanele înalte în spate este foarte, foarte primitor și foarte confortabil. N-avem cotieră pe mijloc, n-avem bancheta roșie, pentru că n-avea niciun rost să se potrivească cu scaunele din față, îți dai seama. N-avem nici scrumieră în spate, avem centură, care este roșie, apreciem chestia asta, că măcar în spate e roșie. Avem o imitație de carbon pentru scaunele din față și avem mânerul ăsta cu testul pentru mașina bună, deci se strânge ușor. Cam asta e pentru spate. Materialele de pe uși, da, avem o mare diferență între fața de ușă de pe față și cea de pe spate. Adică aici avem pluș în loc de piele întoarsă și aici avem un plastic care ajută la definitivarea manicurii atunci când ea nu este făcută perfect. Mi-e cald rău de tot. Ah, și plafon negru ca la mașinile sport. Asta e bine. Deci dacă tot am zis să vedem cum merge mașina, mergem puțin pe autostradă. În modul confort, pentru că mașina asta are 3 moduri în care ea poate fi condusă și fiind un Type-R, mașina când se pornește, se pornește direct pe modul sport. Ceea ce mi se pare mai mult decât just și corect, ți-ai luat o mașină sport, ea trebuie să pornească în modul sport. De acolo poți seta varianta confort, pe care noi acum ne deplasăm, sau modul R, unde este cea mai nervoasă și supărată. Și în modul confort, eu mă bucur foarte tare de acest rev match, adică acest șpriț sau acest heel and toe automat pe care mașina îl face, pentru ca treptele inferioare să nu mai fie o problemă pentru nimeni, pentru a-l putea impresiona pe Marius aici în dreapta. Vezi, mă, cum îi dau inferioară, nebunule. Dar mașina face toată chestia asta. 6 trepte înainte, una în spate, etajate perfect, nu simt să mai fie nevoie de vreo modificare aici la cutia de viteze sau la schimbător, vreun short shift sau ceva, chiar nu e cazul. Ca la mașinile europene sau la mașinile cu care noi suntem obișnuiți sau ca la mașinile
na, mai cunoscute în România. Probabil nu toată lumea merge cu Honda, nici eu n-am mers foarte des cu Honda. Avem și aici pilot automat, avem un sistem care păstrează distanța față de mașina din față, poți să-ți setezi viteza și atunci când întâlnești un obstacol, mașina frânează singură. Avem sisteme de ajutor aici în partea stângă, lane assist, senzor de parcare, un sistem anti-accident care la fel, mare atenție, vă frânează mașina în cazul în care dumneavoastră nu sunteți atenți și vă apropiați foarte tare de un obstacol. Nu trebuie să ne bazăm pe aceste sisteme pentru că nu sunt garantate 100%. Ele au niște camere în parbriz, niște senzori care odată cu lumina soarelui sau eu știu ce alte reflexii pot da greș. Deci nu vă bazați foarte tare, sunt niște sisteme de ajutor. În cazul în care tu n-ai fost atent, există șansa ca el să te poată salva. Dar nu trebuie să ne bazăm pe chestia asta. Din declarațiile oficiale sau din hârtiile oficiale de la Honda, se declară cu o putere de 320 de cai. Am văzut-o declarată și cu 306, am văzut-o declarată și cu 316. În hârtiile noastre oficiale, mașina vine cu 320 de cai putere și 400 de Nm cu o accelerare de la 0 la 100 undeva la 5,6 secunde. Orice cifră din asta greșită, vă rog să o bifați acolo jos în comentarii. Băi, ai greșit, n-are 5,6, are 5,7. Vă dați seama că ăsta e un întreg dezastru dacă spun așa ceva. Bun, legat de direcție pot să spun că este foarte precisă. Are o cursă foarte scurtă la volan, o să vedeți, o singură tură este suficientă pentru a braca roțile la maxim. Tot mașina asta fiind tracțiune față, toată lumea probabil și dezvoltând o putere de 320 de cai dintr-un motor de 2 litri turbo, oamenii vor spune: domne, stai puțin că nu poți să o ții pe stradă, că intri într-un viraj și accelerezi, mașina va subvira, avem torque steer, avem nu știu ce, avem tot felul de probleme. E, uite că Honda asta, culme, Honda asta face ca lucrurile să nu mai fie așa. Ne-au dat percepțiile peste cap. Bă, frate, accelerezi cu ea în viraje și nu se întâmplă nimic. Mașina stă pe stradă pentru că este dotată cu un diferențial cu alunecare limitată pe față, LSD. Nu știu ce au făcut băieții ăștia. Habar n-am ce au făcut ei acolo. Au băgat niște ninja mici în roțile din față. Într-adevăr, mașina vine cu roți pe 20, cu anvelope de 245 lățime. Nu știu ce au făcut. Bă, dar vă spun, mașina asta se conduce cum foarte puține mașini cu tracțiune față se conduc. Uită-te un pic. Nu știu cu ce viteză să intru eu aici să nu ia mașina asta firajul ăsta. Adică, pe bune, uită-te și tu. Uită-te un pic. Cu cât să intru în virajul ăsta aici, nebun? Nu există așa ceva. Iar când îmi dă rev meciul ăsta, pe mine mă termină, ești nebun? Deci mă ridică pielea pe mine, uită-te un pic. Iar chițeitul ăla de supapă, în momentul în care schimbi, s-a făcut pielea de găină, ești nebun? Și limitarea, am uitat să zic de limitarea old school, care e așa cum trebuie să fie. Uită-te ce se întâmplă. Uită-te, nu-i cum ești prost. Poți accelera cu mașina de pe loc, așa zic oamenii de la Honda, fără să ții mâinile pe volan și mașina va merge drept. Poți accelera de la orice viteză, fără să simți trasul la stânga-dreapta al mașinii, știi? Când e multă putere și ea încearcă să o pună pe asfalt și trage stânga-dreapta, băi, stai așa, ce facem, unde ținem, nu știu. Nu, la Honda nu există chestia asta. Talpă și e totul așa cum trebuie să fie. 3.5. Uite ce s-a întâmplat. Uite-te ce s-a întâmplat cu volanul. Ești nebun la cap? N-ai voie așa ceva. Mașina asta se conduce ca un adevărat ninja, frate. Este foarte precisă, este foarte orientată pe ceea ce face. Ai rev meciul în treptele de viteze care de fiecare dată când o conduci, chiar și în modul confort, la 2-3 inferioare, o simți. Băi, ce facem aici? Nu facem curse? Bă, nu facem curse, azi că suntem în oraș, știi? Adică mașina te îndeamnă tot timpul pentru un condus sportiv, ceea ce mi se pare foarte ok, pentru că ea pentru asta este gândită și pentru asta îți cumperi un Type R, altfel ai putea să-ți iei o variantă normală.
Dar dacă vrei să o conduci într-un mod normal, în oraș, super liniștit, mașina cu roți pe 20 și balon pe 35, vă spun că în modul confort merge senzațional. Este foarte închegată, nu simți absolut nimic, foarte confortabilă. Scaunele care sunt, după cum le-ați văzut, cu un sprijin lateral foarte bun, sunt foarte confortabile, foarte moi, nu simt nevoia de nimic în plus, stau foarte bine. Stau foarte bine aici ancorat la volan, totul este la mâna mea, totul este așa cum trebuie. Nu discut de cât de frumos sau cât de urât este, pentru că asta este în ochii fiecăruia. Și dacă ai ajuns să conduci o Honda Civic Type-R, probabil că ți-a plăcut exteriorul sau ceva te-a făcut să urci la volanul ei. Problema este că odată urcat la volanul ei, exteriorul nu mai contează sau părerile tale, chiar dacă sunt împărțite sau nu sunt atât de optimiste în ceea ce privește designul mașinii, se schimbă radical când te urci la volan. Iar dacă nu mă credeți, vă rog să vă programați la un test drive și o să vedeți că am dreptate. În momentul în care o conduci, mașina asta îți schimbă total percepția despre Honda și despre cum arată și despre lucruri în general. Adică dacă ai fost obișnuit cu o mașină germană sau nu numai, la Honda lucrurile se întâmplă puțin diferit. E ca și cum ai lua un cuțit japonez, tu ești obișnuit cu cuțitele tale de bucătărie și un cuțit japonez și te apuci să tai ceva și rămâi șocat. Băi, ești nebun? Cum adică ta precizie? V-am spus, mașina este foarte orientată pe mers rapid, este foarte orientată pe a fi precisă și exact acolo unde îi spui și cum îi spui, asta să facă. Lucru care nu se întâmplă la toate mașinile din clasa ei. Acesta a fost car review despre Honda Civic Type-R 2019. Sper că v-a plăcut. A fost și amuzant. Eu am râs un pic și Marius. Am filmat, am făcut și Instastory-ul, băieții dezbrăcați. Frumos, Instastory-ul. Ai auzit Instastory-ul? Eu l-am auzit. Bun. Dacă v-a plăcut, dacă vi se pare interesant, dați share, like și subscribe. De ce subscribe? Pentru că de fiecare dată când noi postăm un material nou, voi veți fi notificați. Sau cel puțin așa zice YouTube-ul. Nu e întotdeauna atât de simplu. Așteptăm părerile voastre despre Honda Civic Type-R. Dacă ați condus-o, dacă n-ați condus-o, dacă v-ați cumpăra-o, dacă nu v-ați cumpăra-o, dacă e prea scumpă, dacă e prea ieftină, dacă e prea rapidă, dacă e prea lentă. E simplu. Ce? Să plec? A, plec. Ce am făcut? Merge? Merge. Am pus-a pe ceva. În sfârșit. Plecat de dimineață acum și... Na, am arătat lui Bălășeu acolo pe urcarea aia spre DRPCIV cum trage și aveam vreo, nu pot să zic cât, aveam ceva. Și zic, bă, să o las mai încet, că na, poate fi radar. Era radar. Bă, dacă îi dădeam de acolo, de unde eram până la radar, apuneam la ProTV. Ți-e frică? Avem frâne, frate, Brembo aici, nebun, fii atent frână. Te juca frână un pic? Ce-am luat stânga? Și m-am spus contrasens, zic, băi, stai mă așa că am luat prea... Băi, e și cursa scurtă la volan. Dar, repet, mașina este sabie ninja, ești nebun. Unde e? Nu există. Tu, 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 acolo, stânga, dreapta, frână, inferioară. Rev, match, cu aia, limitare, ciu, ciu. Tare rău de tot. Mi se pare că, adică, își face toți 38.500 de euro cu TVA inclus.